Începând cu anul ce vă stă înainte, se intră într-o perioadă dificilă, în care negurile se vor apropia și se vor instala cu repeziciune. Anul ce vă stă înainte se va numi An al Tulburării, pentru că se vor face tulburări accentuate și se vor vedea clătinări din ce în ce mai pronunțate. Se va vedea tulburarea începând de la nivel de familie, de la nivel de individ, până la nivel de guvern, ce te va accentua starea de disconfort din pricina tulburării ce crești. Dar pentru ai mei, zice Domnul, am pregătit veșminte ale ocrotirii care să dea echilibru și pace. Am coborât coipuri de ocrotire care să-i păzească de teamă și nesiguranță pe cei ce poartă numele meu. Am pregătit porturi de apărare pentru ca negura ce se întinde să nu afecteze casele celor ce mă cheamă, unde-i zidit altarul. Am pregătit răspunsuri ale izbăvirii și vor fi aduse concret pentru casele voastre. De aceea, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, cei cărora vi se face marele har al ocrotirii și se va vedea deosebirea între cel ce mă slujește și între cel ce mi-a întors spatele cu nepăsare, pentru că ai mei vor primi o pace care va întrece priceperea omenească. Ai mei vor căpăta încredere și vor păși prin credință, pentru că eu, zice Domnul, am iscălit în dreptul celor ce poartă numele meu izbăvire și pace.